Suntem la societatea Fidagri SRL, cu sediu în Dragoș Vodă, județul Călăraș. Ați accesat fonduri pentru acest proiect. Fără fondurile europene ar fi putut să faceți această investiție? Nu, că nu puteai să primești banii de la bancă. Deci fără garanția faptului că era proiectul aprobat, nu primeai bani de la bancă. Și nu aveai cum să-i dai înapoi atâția. Totul este automatizat, deci releele astea dau drumul simultan la toate motoarele electrice care execută transportul cerealelor. Aici este partea de comandă care relee, aici este partea de comandă de forță. În partea dreaptă aici avem panoul de comandă de la uscător. Pe acest ecran comenzile, se fac comenzile pentru ce direcție vrem să facem. Aici este sursa, în partea de sus, jos e destinația. Și din 99, de 99 de agricultură. De agricultură, da. În general a fost cultura mare, porumb, grâu, floarea soarelui, soia. Avem aici monitorizarea activității de transport. Sunt indicate fiecare mijloc de transport unde se află, în ce zonă se află. Poți să știi exact cât timp mai e până când îți vine mașina, ca să poți să faci organizarea. Aici se face măsurătoare pentru temperatură, greutate hectolitrică și umiditate. Iar aparatul de aici îl folosim în special pentru floarea soarelui și grâu. Arată procentul de ulei la floarea soarelui și umiditatea, iar la grâu arată glutenul. N-ai cum să te descurci fără să nu știi calitatea, că dacă s-a greșit o mașină și pleacă, nu o primești și ți-o duce înapoi. Asta e cu cheltuială în plus. O aplicație care s-a născut în anii 57, un anumit VUD a început să studieze zgomotul albinelor în stup. Și s-a gândit el că dacă se întâmplă ceva în stup, zgomotul, adică bătăile aripilor și una alta, astfel ce se întâmplă în stup, se poate măsura și frecvența și după, în funcție de frecvență, se poate determina roiul, dacă există în stup sau va fi roi în curând. Sunt mulți, foarte mulți cercetători care au lucrat la această aplicație. Nu vorbim de setări, vorbim de ce știe să facă. Aici este un control general care controlează starea stupului în momentul acela. Adică noi aici aflăm dacă albina, stupul, este sănătos, culege mere sau este bolnav. Adică cel mai mult, pentru că începător pierde foarte, foarte mult roiurile. Că nu știe când să controleze ce să facă, cum să distrugă problema. Iar aici, acum aceste ceasuri, care arată pe verde, atunci am zis așa, că stupul meu este sănătos, n-am nicio problemă, lucrează cum trebuie. Dacă acele s-ar duce pe roșu, atunci automat, acolo este o problemă. După aia, de la butonul ăsta de aici, putem afla dacă avem puiet toamna sau nu avem, sau cât avem aproximativ, câte rame de puiet.